Salutare la toată lumea, Ștefan și de la proiecte diverse DIY. La fel ca în filmulețul celălalt, cer scuze pentru că mi-a lăsat șosetele pe masă, dar pregătim pentru giveaway. Așa șosete n-ați mai văzut până acum. Stai care o șurubelniță de la Viha și aici un patent pe partea elaltă. Criminal. Așa, despre ce vorbim în filmulețul ăsta? Caut pe Bremen mai multe modele, dau și o mail în Polonia, mai știu cum se numește firma, dar avem facturică Bial se numește și îl găsesc pe Bremen. Ce credeți? Mare surpriză, țineți minte de unde am luat duspolul și multimetrul ăla, după bitme.ro, bitme.ro. A luat Bremen pe România, ceea ce e super. Hai să vedem sondele. Are și sondă de temperatură. Căpocele. Dar nu știu ce fac băieții ăștia de la Bremen. Dar sondele, cablul de la sonde e bate spre fluchie maxim. Chiar arată într-un fel, adică nu o să la următorul o să-i facem niște teste ca lumea. Hai să vedem ce știe să facă nenea Bremen. De ce spun la următorul? Pentru că eu tot m-am interesat de ei și a zis, bă, ți-l dăm la băieți la giveaway. Și acum ce să fac? Trebuie să vi-l dau, n-am încotro. Să rămână bit.me. Cu toate jucăriile pe el. Nu o să stau să-i fac prea multe probe, v-am zis pe viitor o să iau și ăsta și încă un model și ne jucăm cu el, dar ne uităm să vedem ce face. L-ați văzut și în filmulețul cu trusa de sculea lui Nenea Cătă. Ne uităm în mare așa. Bineînțeles că o să mai închide punga acum ca să dureze filmul 15.000 de ani. Nu vrea mușchii. Așa, pungă serioasă, se sigilează, nu pot să bage în interior, fiate. Gata, am păcălit. Și suntem la 2, 3, 5. Deci avem toate funcțiile. Inteligent, auto, power off, true RMS, data hold. Eu am rămas impresionat de firma asta. Și de la Cătălin și de la Eve Blog, de la Dave, era foarte satisfăcut de așa ceva. La impedance doar 2-3-5 are din astea, din seria asta, macro. Uite la aici DC-AC, de la 6 mV la 1000 V. Avem rezistență, condensatori 20 de nano la 10 microfarazi, frecvență amperi până la 20 pentru 30 de secunde, temperatura, deci senzorul ăla are și termometru, beep jack, input warning, tester de diode, continuitate, cam tot ce are nevoie un multimetru serios, foarte bine construite, da? Cam atât la filmulețul ăsta, ne vedem la filmulețul următor. Bye, bye!